Unitățile de stocare tip SSD sunt de ceva timp la modă, adică pe bune. În cazul în care îți faci singurel un sistem sau vrei să-ți achiziționezi unul gata asamblat, te asiguri că are o astfel de unitate de stocare. Indiferent că este ea de 120, 240, 500 sau 512, ba chiar și de 1 tera. Pentru că da, există modele pe piață extrem de accesibile, chiar dacă vorbim de capacități mari. Un exemplu concludent este modelul ce se derulează acum în fața voastră. Un SSD cu o capacitate de 500 de giga și viteze de scriere-citire mai mult decât decente. Salut! Eu sunt Mădălin, iar această scurtă videoprezentare este dedicată unității de stocare tip SSD, model A2000, produs de către Kingston. Cum v-am obișnuit, review-urile dedicate unităților de stocare, indiferent că sunt ele SSD-uri sau hard disk-uri, sunt pe alocuri simple, cu o durată de vizionare mică, dar consistente în ceea ce privesc datele tehnice, dar și rezultatele testelor pe care le-am efectuat. Date ce pot contrazice sau pot confirma specificațiile tehnice pe care le regăsim în fișa tehnică sau pe site-ul producătorului. A2000 de la Kingston este un SSD cu dimensiuni reduse, ce evident este compatibil cu orice placă de bază ce are în specificații standardul, dacă îi pot spune așa, 2280, mai pe românește spus, M2 cu dimensiune de 80 de mm. Totodată, pentru a beneficia de toate caracteristicile sale, rate de scriere, citire, timp de răspuns, etc., aveți grijă să-l montați în slotul dedicat. Slot ce folosește magistralele PCI Express și dispune de suport NVMe. La ora actuală este un pic cam greu să găsești o placă de bază ce să nu scoată în evidență toate beneficiile pe care le poate aduce o astfel de unitate de stocare, dar poate placa pe care o achiziționați are suport pe un singur slot. Așa că mi-am făcut datoria. Pe de altă parte, trebuie să-i atenționez și pe cei ce doresc să monteze acest model sau orice alt model de SSD pe slot M2 într-un laptop. Vă recomand să căutați atenți dacă pe modelul pe care îl dețineți sau urmează să-l achiziționați, se poate monta o astfel de unitate de stocare. În cazul în care nu găsiți un răspuns, puneți o întrebare producătorilor, la secțiunea suport sau, de ce nu, pe site-urile de socializare înainte de achiziție. A2000 de la Kingston folosește controlerul Silicon Motion SM2262N, ce împreună cu memoriile 3D NAND TLC Triple Level Cell de la Micron poate genera, conform specificațiilor disponibile pe site-ul producătorului pentru acest model, viteze de până la 2200 MB citire cu 2000 MB scriere. Personal, nu cred că este vorba de valori marketate, având în vedere că modelul A2000 de la Kingston folosește 4 linii PCI Express. Cam acestea sunt datele tehnice ale modelului A2000 produs de către Kingston. Haideți să vedem împreună care sunt de fapt și de drept vitezele de scriere-citire, cât și timpii de răspuns reali ai acestui model. Concluzii. Rezultatele testelor fac mai mult decât 1000 de cuvinte. A2000 este un SSD ce cu siguranță trebuie luat în calcul. Dacă punem în balanță modul în care s-a comportat în teste, capacitatea și nu în ultimul rând prețul, cu siguranță A2000 de la Kingston se poate transforma într-un best buy al momentului. Sincer, nu mă gândeam în urmă cu 2-3 ani de zile că prețul acestor unități de stocare urmează să scadă chiar așa de mult. Vă mai aduceți aminte cât erau prețurile unităților de stocare tip SSD de 500 de giga sau chiar 1 tera la lansare? În fine, KC2000 este vârful de gamă al celor de la Kingston, iar A2000 este modelul ce se adresează tuturor utilizatorilor, chiar și celor mai pretențioși dintre noi. Aici punem punct videoprezentării dedicate SSD-ului A2000 produs de către Kingston și disponibil în site-ul PC Garage în 3 variante: 250 de giga, 500 de giga și 1 tera. Link către fiecare variantă în parte găsiți în descrierea acestui clip.